Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod aici pe România Culture Cars. Continuăm seria Motorsport People. Alături de mine se află Răzvan Căldăraru. Salut, Răzvan! Salutare! Răzvan, pilot în cadrul Campionatului Național de Rallycross, ne va dezvălui câteva dintre secretele lui. Răzvan, să începem cu o descriere despre tine, te rog. În primul și în primul rând vreau să te salut și să-ți mulțumesc pentru eforturile depuse, pentru că faci o treabă excelentă și contează foarte mult. Mă bucur foarte tare. Mai departe, câteva dintre secretele mele. N-aș vrea să dezvăluiesc foarte multe, pentru că este un an nou în care campionatul național de rallycross cu siguranță va mai urca o treaptă, ca și nivel, ca și pregătirea piloților, ca și pregătirea mașinilor din concursuri. În linii mari, beneficiez de o doză mare de încredere, un pic de curaj și probabil un pic de îndemânare. Am înțeles. Cum ai început cariera de rallycross? Cine au fost oamenii care te-au îndrumat? Cariera mea, cred că undeva în anul 2019, dacă rețin bine, am fost îndrumat cumva subtil. Am plecat cu un prieten care actual îmi este adversar, Marin Gabriel, care concurează pe Audi TT, la aceeași grupă ca și mine, respectiv H4. La vremea respectivă el era într-o pauză și a avut inițiativa să mergem împreună să, în calitate de spectatori, să mergem împreună la o etapă de rallycross. Era începerea campionatului, cred că undeva pe la Câmpul Lung, dacă rețin eu bine acest lucru. Și cumva m-a atras foarte tare treaba asta, mi s-a părut foarte interesantă, mi s-a părut o treabă bărbătească. Un loc în care aș fi putut să mă exprim foarte, foarte liber. Și cam așa, cam ăsta a fost, să zic, debutul. Inițial am luat contact cu etapele în mod direct, am plecat cu el la vreo două, trei etape, după care am început să mă interesez cam ce presupune acest lucru, ce mașină ar fi eligibilă, să iau și eu startul cu posibilitatea de la vremea respectivă. Și un an mai târziu aveam mașină la start, făcută în garajul nostru, în serviciu pe care îl dețin, și am reușit și niște rezultate destul de decente chiar din prima participare. Am avut, cred că, două cupe. La grupă am ieșit pe locul 2 din 7, cred că, și am avut și o etapă de tip open, unde au luat startul aproximativ 12 mașini din toate clasele. Și acolo am reușit să mă poziționez pe podium, pe poziția 3. Lucru care m-a contat foarte mult, pentru că mi-a întărit încrederea în forțele mele și în partea asta de pilotaj, și mi-am dorit să fac să vin cu rezultate cât mai bune. Să Am fac o înțeles. mașină mai bună. Am înțeles. Cine sunt idolii tăi în motorsport? Idolii mei din motorsport trebuie inevitabil să vină dintr-o ramură foarte asemănătoare, dacă nu chiar identică, cu ceea ce practic. Aspirațiile mele se îndreaptă către Moldova. Am reușit să particip acolo la câteva etape și acolo am întâlnit niște oameni deosebiți, cu un nivel ridicat de respect, un pilotaj de excepție, mașini foarte competitive și foarte bine pregătite. Și aș putea spune că în acest moment doi dintre idolii mei pe care automat dorința există, doresc să-i și depășesc, dacă se poate și dacă este posibil chiar în acest an, pentru că vin cu niște surprize la mașină pe care vreau să le țin încă secrete, să zic așa. Ar fi vorba de Ruslan Ceban, care este un pilot în clasa Supercars, respectiv clasa 12, din autocross în Cupa Federației în Moldova, pe un Mitsubishi Lancer Evo de puțin peste 450 de cai din ce cunosc,
Și ar mai fi vorba de Vadim Vasiu, care este de asemenea concurent, tot la clasa Supercars, pe un Audi TT 4, care depășește 350 de cai, din ce cunosc. Am înțeles. Dacă poți să ne descrii mașina cu care ai debutat, cu care ai început, care era de rallycross și mașina actuală cu care mergi, detalii Da, tehnice. sunt niște diferențe majore. Am început cu un Renault Clio 2, o variantă cupé în două uși, o motorizare de 1.6 8 valve, de aproximativ 90 de cai, o mașină un pic mai rară, pentru că majoritatea sunt pe 16 valve și au o putere mai mare. Însă, cumva ne-am înțeles bine de la început. Am avut niște mici modificări pe partea de suspensie. Au fost modificările necesare să treacă revizia tehnică, normele de siguranță și toate cele, dar în schimb la capitolul putere am avut curajul să vin cu ea nepregătită, am lăsat-o fix în varianta de fabrică, lucru care a stârnit amuzamentul comisarilor tehnici care la revizia tehnică, având experiență, văzând atâtea mașini, au luat imediat subiect de discuție, că mașina era foarte slabă ca și putere pentru o asemenea competiție, în condițiile în care adversarii aveau 40 de cai minim peste puterea cu care mă prezentasem eu, motiv care m-a ambiționat un pic mai mult decât eram eu dispus și am venit cu niște rezultate pentru mine foarte importante, pentru că, fiind între mașini foarte competitive și care depășeau ușor puterea cu care venisem eu, pentru mine a contat foarte mult. Am adunat experiență cu ea, mi-a plăcut foarte tare, ulterior am străinat-o, mașina participă și este campioană din ce cunosc anul trecut, a ieșit campioană la clasă sub îndrumarea actualului proprietar, respectiv Tudor Ioniță din grupa H2. În momentul de față am schimbat un pic, cred că aș putea spune că sunt în capătul opus al debutului din punct de vedere al mașinii, pentru că este o mașină complet diferită. Este o tracțiune integrală, este un Audi A3 de bază, un 1.8 turbo, care a venit cu o putere de fabrică de aproximativ 180 de cai. În momentul de față a depășit un pic puterea unui S3 din aceeași generație, care ar fi avut undeva în jur de 225 de cai. În momentul de față mașina s-a situat undeva la vreo 260 de cai, așa am încheiat anul competițional 2023. De asemenea, cu niște rezultate importante după ce am reușit să trec peste tot felul de mici artificii, probleme întâmpinate în cursă, de un furtun, o conductă care m-au costat de multe ori clasarea pe prima poziție. Am reușit în ultima etapă din campionat să vin cu un rezultat, aș spune eu, foarte, foarte bun. Am reușit să mă clasez pe prima poziție într-o grupă unde au luat startul alături de mine actualul campion național, cât și foști campioni naționali. Ulterior, am dat curs unei invitații, pentru că nu eram la prima de acest gen, de a lua startul și în Republica Moldova, unde a fost un eveniment foarte important de încheiere, respectiv Cupa Federației de încheiere a anului sportiv la ei, unde față de anul 2022, când am avut ultima participare și am fost clasat pe poziția a treia, anul 2023 am reușit o clasare pe poziția a doua, în condițiile în care mașina mea era net inferioară cu minim 100 de cai față de cea mai slabă mașină din competiție la grupa mea acolo. Lucru care mi-a mai întărit un pic încrederea în forțele proprii și m-a pus la muncă. În momentul de față se lucrează la mașină pentru că trebuie să mai venim cu un plus de putere și am vrea niște rezultate în ambele campionate în acest an demne de luat în seamă. Am înțeles. Răzvan, o să ajungem să dezbatem un subiect foarte important acum. După cum bine știm, motosportul este promovat prin două sloganuri foarte importante, și anume: stada nu e circuit și campionii sunt pe circuit, nu pe stadă. Ca să mai spun asta încă o dată pentru cei care se uită prima oară, pentru cei care s-au mai uitat și la ce mă refer. În opinia ta, ce ar trebui să facem sau cum vezi tu rezolvat această problemă? Pentru că oameni de vârsta mea, de vârsta ta și nu numai, consideră că stada este circuit,
Și nu vin la evenimente de track day sau nu vin la evenimente de motosport, cum aveți și voi acel eveniment de pilot pentru o zi, pentru că n-au bani, n-au timp, n-au buget, mă rog, argumente alături de alte argumente. Ce ar trebui noi să facem ca să putem să stopăm această problemă care persistă în continuare? Da, este din păcate un adevăr care doare, pentru că vine la pachet cu implicarea unor persoane nevinovate în diverse incidente care se soldează de multe ori cu răniți, poate chiar și cu morți, pentru că din păcate nu avem un grad de informare la un nivel atât de corect cât să poată să stopeze sau să înfrâneze aceste porniri. Pentru că este foarte important să informezi orice viitor șofer de faptul că deține, la urma urmei, poate fi încadrată ca o armă letală. Pentru că discutăm despre o mașină care are o anumită greutate, poate să aibă și o anumită putere și fiind foarte rapidă, dacă nu este controlată în diverse situații, poți crea, așa cum am mai amintit, poți crea niște victime care, din păcate, mulți nu se mai întorc, că nu mai cum, nu se mai întorc printre noi. Sunt niște greșeli ireparabile cu niște daune inestimabile. Pentru că o mașină, din punctul meu de vedere, rămâne la stadiu de obiect, indiferent ce relație ai cu mașina respectivă, cât de apropiat, cât de, nu știu, cât suflet pui și indiferent ce îi faci, este un fier. Un fier cu care azi dai în bordură, mâine iei un canal, o zgârii, un doi, schimbă ușa, ai repara mașina. Dar în momentul în care discutăm de niște daune irecuperabile, când poți să bagi oameni în spital sau să faci niște lucruri care sunt haotice pe stradă, unde suntem înconjurați de alți participanți la trafic sau de pietoni, cred că informarea ar trebui să fie punctul forte. În momentul în care cineva vrea să intre în școala de șoferi, consider că de acolo trebuie pus foarte mare accent pe informarea unui viitor șofer asupra riscurilor în momentul în care vrea să treacă un pic de normele și de limitele impuse de lege. Să vină o recomandare, poate o îndrumare, chiar uite cum avem, cum bine ai menționat și în partea asta de rallycross, la evenimentele pe care noi le susținem. Avem într-adevăr la fiecare etapă o ramură dedicată piloților pentru o zi, așa este încadrată în regulament, unde tu, exact cum ai amintit, poți să vii. Bineînțeles, să ai și dorința de a face acest lucru, să te poți înscrie la etapa respectivă și să poți trăi senzația unui pilot de curse într-o mașină veritabilă, da, de curse, pregătită pentru așa ceva, care are niște norme de siguranță standard, și să poți să conduci în libertate, să pilotezi, la urma urmei, fără limite, dar într-un mediu organizat. Pentru că aici este diferența. În momentul în care discutăm de o competiție organizată sau desfășurăm niște activități cu niște norme de siguranță bine stabilite, atunci suntem în afara oricărui pericol. Putem să trăim și o senzație dacă ne dorim acest lucru, dar fără să punem alte persoane în pericol. Eu, ori de câte ori am ocazia, ori de câte ori discut cu cineva și automat eu, având ca și, fac o mică paranteză aici, având ca domeniu de activitate partea de service auto, de prestări servicii în acest domeniu, interacționez cu foarte multe persoane. De fiecare dată caut să aduc cumva cu picioarele pe pământ în momentul în care discut cu o persoană care dispune de o mașină mai puternică, să aduc o notă de realism în ceea ce se întâmplă în fiecare zi pe șosele, pentru că, repet, sunt lucruri pe care nu le mai putem întoarce și nu le mai putem repara. Și nu cred că merită asumarea unui asemenea risc, indiferent de preț, pentru că o simplă joacă se poate transforma într-o tragedie. Motiv pentru care eu, cel puțin, recomand să, poate, uite, poate vrei să începi o carieră în motorsport,
Să-ți iei o mașină mai simpluță, mai slab pregătită, dar vii și dacă ai cumva dorința asta și nu o poți stăpâni decât să-i dai frâul liber pe șosea, eu mai repede recomand să faci treaba asta într-o competiție organizată, că este autoslalom, că este slalom paralel, că e rallycross, că e îndemânare, te duci într-un mediu organizat, pentru că eu în tinerețe, spre exemplu, o altă mică paranteză, aveam cursuri de kickbox. Am făcut treaba asta o bună bucată de timp, câțiva ani. În momentul în care eu plecam de la antrenamente, plecam atât de liniștit încât ar fi putut să ia de mine oricine pe stradă, pentru că eu eram eliberat de furie, de porniri, de toate cele și eram un tip cât se poate de calm. E acea Același lucru se întâmplă adrenalină, și. ca să zic așa. Exact. E o descărcare. Același lucru se întâmplă și în motorsport. În momentul în care ai senzația asta de agitație sau nu știu, îți crește un pic pulsul, în momentul în care te urci și pilotezi, când ai încheiat etapa, nu te mai poate, nu știu, nu-ți mai poate schimba nimic starea, pentru că tu te-ai descărcat, ți-ai luat nivelul de adrenalină necesar, te-ai exteriorizat și toată lumea este în siguranță. Când te urci în mașină și pleci de la o competiție, crede-mă că nici nu-ți dă prin cap, cel puțin pentru mine, conducând și zi de zi, nici măcar nu-mi dă prin cap să depășesc viteza legală, pentru că nu mai am eliminat pur și simplu acest gând, indiferent ce mașină conduc. Da? Deci am avut un număr destul de mare de mașini din momentul în care mi-am luat permisul și până astăzi. Am schimbat foarte multe pentru că m-au atras și am vrut întotdeauna să văd cum e aia, cum e aia, cum e aia altă, dar cel puțin această dorință pentru mine nu există de a depăși viteza legală măcar. Eu merg cât se poate de corect, acord prioritate, sunt cât se poate de atent. Probabil că una din fricile mele, în ghilimele, să zic așa, o reprezintă pietonii. Nu prefer să, nu știu, să intru cu mașina cu ochii închiși, să dau într-un canal, să rup o rată, să fac o pagubă, decât cumva să am o situație în care aș putea pune în pericol un pieton. Și consider că ar trebui să ne gândim de două ori în momentul în care călcăm pedala de accelerație un pic mai tare, atunci când nu este cazul pe drumurile publice, mai ales că drumurile nu sunt nici astea la un nivel atât de, nu știu, într-o manieră să eviți oricărui pericol, e un pic mai dificil. Și atunci toate pornirile astea ar trebui să le limităm și dacă într-adevăr vrem să facem ceva în această direcție, să ne orientăm către ramura motorsportului, pentru că este foarte variată și nu cred că nu poți să-ți găsești liniștea. Avem campionate de toate tipurile. Dacă vrei, te duci, mergi într-un mediu organizat și toată lumea este în siguranță. Da, și de adevăr am și un mesaj pentru cei care sunt la noi. Dacă vrei să-ți descarci adrenalina într-un cadru organizat, caută evenimente de track day, caută evenimente de motorsport, cum este cel pe care îl organizați voi, pilot de o zi, unde puteți să participați cu o mașină de rallycross, echipată, Da. evident, cu tot ceea ce înseamnă norme de siguranță, cască și nu numai. Și Protecție, da. evident, dacă cumva nu puteți ajunge din postură de pilot, să zicem, nu aveți buget sau nu aveți timp să faceți treaba asta, voluntar, spectator, organizator, nu știu, sunt multe, multe chestii care, într-adevăr, chiar o să te rog, Răzvan, să-mi lași absolut tot ce înseamnă social media în descriere, ca lumea să poată să ia legătura cu tine, eventual dacă mai au câteva întrebări pe partea aceasta de rallycross, de pilot pentru o zi. Fără niciun fel de problemă, așa cum și pe mașina mea de concurs se vede în imagine, pagina de Facebook pe care o dețin se numește Fără Cric, exact ca și serviciul pe auto pe care îl dețin. Pot fi contactat oricând, sunt deschis, sunt extrem de sociabil și sunt mai mult decât bucuros să pot da un sfat obiectiv oricărui persoană care are nevoie sau pur și simplu vrea să cunoască partea asta de motorsport din care fac parte. Da, și evident, ca să fac o completare, dacă aveți întrebări, ori pe social media, ori în secțiunea de comentarii, evident, Răzvan va vedea videoclipul și vă va răspunde la întrebările care le adresați. Răzvan, pentru că ne apropiem de finalul interviului, vreau să-mi spui un mesaj pentru fanii motorsportului, fanii tăi, fanii rallycross-ului și nu numai. Fanii mei, pentru fanii mei, pregătesc foarte multe surprize în acest an, pe toate planurile, dar cel mai important, acest Mica 3, cu siguranță va fi prezent pe podiumuri atât în țară,
cât și în Republica Moldova. Asta cu siguranță va ocupa foarte mult timp, dar nu cedez. Mai departe, pentru fanii motorsportului și implicit pentru fanii mei, vreau să mulțumesc în numele meu și în numele tuturor piloților pentru susținerea pe care o primim când participăm la o competiție. Publicul înseamnă enorm de mult. Ce se vede pe marginea circuitului, pe marginea traseului, pe marginea pistei, oriunde se află oameni și trăiesc cu tine, împart senzația din timpul cursei, este un sentiment incredibil și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care participă la aceste tipuri de evenimente. Am înțeles și multă baftă în anul 2024, să ai un an cu de Mulțumesc. toate, multe locuri, unu și nu numai cinci, de poate mai, participarea internațională cu siguranță din Republica Moldova va fi clară. Ce alte participări internaționale, evident, cu siguranță ne vei spune acolo mai multe detalii, acolo să-l urmăriți pe tot ce stă la Așa. social media în descriere. A participat în Republica Moldova, cine știe ce urmează. Evident, cu siguranță cred că anul acesta vei continua să mergi, cred că, în Republica Moldova, nu? Sau ai în plan să... Da, da, da. Cu siguranță voi face acest lucru pentru că fix în acest moment lucrez la mașina de concurs, pentru că vreau să mai cresc un pic gradul de competitivitate, să mă apropii de mașinile adversarilor mei, care sunt foarte bine pregătite și de niște puteri greu de descris. Și doresc să vin cu un rezultat și să trag cumva o linie adâncă în acest 2024, un an nou, mașină nouă din punct de vedere al setup-ului și de ce nu și rezultate pe măsură. Am înțeles. Da, multă baftă. Înainte să ne apucăm de outro-ul de final, dacă mai ai tu câteva argumente. De principiu vreau să închei acest minunat interviu alături de tine. Mă bucur că am putut să-ți fiu alături. Îți mulțumesc încă o dată pentru eforturile depuse în acest, să-i spunem, domeniu denumit motorsport, pentru că reprezinți un, deja ușor, ușor reprezinți un stâlp al motorsportului și pentru mine contează foarte mult să știu că există persoane care pun în lumina reflectoarelor ceea ce se întâmplă, poate de multe ori scapă. Vezi de la diverse competiții, poate o filmare scurtă, o poză, o chestie și nu conține foarte multă informație. În momentul în care discuți pe larg și cu siguranță și piloții cu care ai mai discutat și cu cei care mai ai de discutat de aici încolo, cu siguranță vin cu partea lor, cu părticica lor din joc. Și se creează un puzzle foarte, foarte frumos, datorită ție, cel care meșterește și le așează în bine piesele. Și îți mulțumesc încă o dată pe această cale. Da, eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați primit în această comunitate numită Motorsport și, evident, dragilor, vorbiți cu piloții, comunicați, pentru că uitați câte povești au în spate și, evident, sunt deschiși din toate punctele de vedere să vă împărtășească din trăire, emoții, sentimente și nu numai, evident. Evident, să nu uităm să-i lansăm invitația lui Răzvan, să invite și alte persoane pentru Motorsport People, Female Racing Drivers sau Next Generation. Evident, Răzvan a lansat invitația. Dacă doriți să apăreți în una din aceste trei proiecte, evident, un interviu, de tip interviu, luați legătura cu Răzvan, după care Răzvan va lua legătura cu mine, stabilim o zi, o oră și o dată convenabilă. Dragilor, cam Cu acesta a fost Motorsport People alături de Răzvan Căldăraru, fără cric, așa cum este trecut pe social media. Cine urmează la internațional. Motorsport? Exact. Cine urmează la Motorsport People? Nici noi nu știm. Dar, evident, vă ținem la curent. Răzvan ne-a lansat invitația și eu, la rândul meu, exact cum a spus și el, caut alte persoane, deja contactez alte persoane pentru a le face auzită și ascultată povestea, pentru că, din punctul meu de vedere, dezvoltarea motorsportului ține de fiecare în parte, exact cum a zis și Răzvan acum câteva momente, cu exemple concrete. Dragilor, cam acesta a fost Motorsport People. Până data viitoare, eu am fost Bike Vlad Andrei, alături de noastră Răzvan Căldăraru. Țineți minte, salamie circuit, let's go racing vroom și țineți minte că sunteți cei mai tari. Toate cele bune, pe curând!